Pregătiți pentru încă o predică? Că sunteți pregătiți, că nu va mai fi o predică, așa că aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine și mai ales inima la Cuvântul lui Dumnezeu. Citesc din Ioan, din capitolul 6, și apoi vă citiți și din Marcu, din capitolul 6. Sunt două fragmente biblice care prezintă același eveniment, și anume, Iisus umblă pe mare. Dincolo de aparențe, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Și chiar dacă se pare câteodată în viața noastră că Dumnezeu e departe, în realitate, dincolo de aparențe, Dumnezeu este cu noi. Acesta este și titlul predicii din această dupămasă. Citesc așadar din Ioan, capitolul 6, versetul 16, dacă sunteți gata să citesc textul, ziceți un amin. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. În ce context se întâmplă asta? Și dacă am început citirea cu versetul 16, următorul verset pe care îl voi citi va fi versetul 15, ca să înțelegeți în ce context se aflau ucenicii la marginea mării. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila, adică cu forța, și să-L facă împărat, s-a dus iarăși pe munte, numai El singur. În contextul în care Domnul Iisus înmulțise pâinile și peștii, și hrănise zeci de mii de oameni, oamenii vor să-L facă împărat. Își trimite ucenicii la marginea mării, spune Biblia în versetul 17 că ucenicii s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum, se întunecase, și Iisus tot nu venea la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Cuvântul tradus aici cu întărâtat e exact cuvântul care descrie un om care tocmai s-a trezit din somn. Adică, în mod neașteptat și spontan, furtuna pornește pe mare. După ce au văzlit ei cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-L ia în corabie și corabia a sosit îndată spre locul în care mergeau. Și tot în același context, în Ioan, capitolul 6, Iisus le spune ucenicilor, eu sunt pâinea vieții care a venit din cer. Eu n-am venit să-i hrănesc în primul rând pe oameni din punct de vedere fizic, ci în primul rând am venit să le hrănesc sufletele. Și în Marcu 6, citesc de la versetul 45, același eveniment, până la versetul 52. Îndată. E acest adverb de timp care exprimă o acțiune făcută imediat. Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe cealaltă parte, spre Betsaida. Ce îmi place imaginea asta cu Iisus care silește ucenicii să urce în corabie și să treacă marea. Ce n-aș fi dat să-i văd pe ucenici obligați de Mântuitorul? Vedeți că sunt o grămadă de tablouri care reprezintă episoade din viața Mântuitorului, dar n-avem niciun tablou în care să-L văd pe Domnul Iisus obligându-și ucenicii să urce în corabie și să treacă marea. Spune Biblia că în timpul acesta El avea să dea drumul norodului. Erau, spun specialiștii, în jur de 20.000 de oameni acolo. După ce și-a luat rămas bun de la mulțime sau de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Deci El era pe marginea mării, când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, Iisus era pe malul mării și se ruga, și Iisus era singur pe țărm. Și de acolo a văzut pe ucenicii săi că se necăjesc cu văzlirea, că vântul era împotrivă, și într-a patra strajă din noapte, deci către dimineață, a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Imaginea asta cu un Iisus care trece pe lângă ucenici în plină furtună și ucenicii cu disperare uitându-se la El, e o imagine extraordinară. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este, observați, e doar o nălucă și au țipat. Iarăși, doar o aparență. Pentru că toți l-au văzut și s-au spăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis. Și acum citesc eu cu voce tare și apoi am să vă rog să repetați împreună cu mine. Îndrăzniți! Eu sunt! Nu vă temeți! Hai să repetăm împreună. Îndrăzniți! Îndrăzneala noastră se bazează pe El, pe Cel care ne cheamă.
Și avem curaj, nu bazați pe puterile noastre, ci pe prezența Lui. Spune Biblia că apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul și au rămas uimiți, înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Și când vrea Dumnezeu să-ți despietrească inima, știi ce se întâmplă? Te trimite în furtuna. Asta e soluția lui Dumnezeu. Amin? Vă rog să vă așezați, știu că sunteți obosiți. La prima sesiune ați fost extraordinar de atenți, sau cel puțin așa se vede de aici din față. Știu că lucrurile sunt diferite de foarte multe ori. Chiar duminica trecută, în biserica pe care o păstoresc, am ales să stau în spate până la predică, să văd cum se desfășoară lucrurile acolo, să văd cum se roagă oamenii acolo, cum cântă. E o mare diferență. Rămâi surprins și în sensul... Ați mâncat? Sunteți bine? Amin, amin. Un frate e cercetat. Ceilalți nu sunteți cercetați. O să mă străduiesc și aș vrea ca fratele cu amin, amin să nu zică de data asta, amin, amin. O să mă străduiesc să fiu mai scurt, pentru că aș vrea să avem și un timp de rugăciune și de asemenea probabil vreo 2-3 întrebări, nu prea mult, că eu am drum după aceea lung de făcut și știu că prea multă învățătură, oricât de multă râvnă ar avea Duhul nostru, prea multă învățătură obosește. Și acum, fenomenul eutih, n-aș vrea să se întâmple astăzi aici. Apropo, eutih se traduce în românește norocosul. Asta înseamnă. Noi nu credem în noroc, noi credem în îndurarea și harul lui Dumnezeu, dar eutih a dormit la o predică și a rămas după aia întâi stătătorul tuturor adormiților din istorie. A dormit însă la o predică a unui om, unui om al lui Dumnezeu extraordinar, care după ce Eutih a dormit, spune Biblia că a căzut, a și murit, dar a avut harul să fie Pavel acolo. Așa că, dacă cumva se întâmplă cu vreunul dintre voi fenomenul Eutih, eu de adormit vă adorm, de înviat nu vă bazați. Dincolo de aparențe, în ciuda aparențelor, Dumnezeu este cu noi. Trăim aparent într-o lume în care Dumnezeu nu e prezent. Unii cred într-un Dumnezeu absent, într-un Dumnezeu care a creat lumea, curentul ăsta filozofic se numește cel deist, adică zice așa, perspectiva asta spune așa, Dumnezeu a făcut lumea, a pus niște reguli și lumea merge în virtutea acestor legi, acestor reguli. Unele dintre regulile acestea, de exemplu, sunt legile fizice. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Asta e legea cauzalității. Și câteodată în lumea asta avem senzația că Dumnezeu e undeva departe și că Dumnezeu e absent. Când eram de vârsta unora dintre voi, am trecut printr-o criză existențială și pe la vreo 15-16 ani, chiar mai devreme, am început să mă îndoiesc de existența lui Dumnezeu. Fiind dintr-o familie de pocăiți, dus la biserică, tata conducea o biserică, am văzut și lucrurile mai puțin fericite din biserică. Și mi-aduc aminte că am început să mă îndoiesc de existența lui Dumnezeu, dar mergeam la biserică, cântam. Mergeam pe stradă, după ce stăteam în bibliotecă o zi întreagă, citeam fel și fel de cărți. Mi-aduc aminte că am citit o carte scrisă de Nietzsche, celebru scriitor german, care zice că Dumnezeu a murit. În realitate, Nietzsche era mort și Dumnezeu e viu în vecii vecilor. Și îmi amintesc că mergeam pe stradă și ziceam lui Dumnezeu, eu spuneam că nu cred, dar totuși dacă Dumnezeu există, îi ziceam, Doamne, dacă existi cu adevărat, fă să văd ceva, măcar un înger. Și tot timpul nădăjduiam, speram că voi întâlni vreun înger. Și mergând seara pe drum, închideam ochii și ziceam, Doamne, fă să văd un înger. Și dacă închizi ochii, parcă vezi așa lucruri. Deschideam ochii, cum era întunecat pe stradă, mai vedeam câte ceva văruit în alb afară și speram că va fi un înger. Am avut o perioadă destul de lungă în care mă întrebam,
Doamne, dacă ești prezent în lumea asta, de ce se întâmplă atât de multe nenorociri? Și dacă existi cu adevărat, eu n-aș vrea să trăiesc doar exaltarea sentimentelor mele. Poate ce se întâmplă în biserică e doar așa, ceva psihosomatic, cum spun unii cercetători agnostici care nu cred în Dumnezeu. Dacă e ceva adevărat, vreau să văd, vreau să experimentez. Și mi-amintesc că eram acasă, părinții erau plecați la țară și eu citeam dintr-o carte scrisă de un scriitor rus, nu-s la modă rușii, da? Vă citesc din ei. E vorba de Dostoevski, Frații Karamazov, e un fragment care se numește Marele Inchizitor, care descrie ce s-ar întâmpla cu Hristos dacă s-ar reîntoarce și cum ar fi tratat el de biserica oficială. Și în timp ce citeam acest fragment, dintr-o dată, în camera mea, am simțit prezența lui Iisus Hristos atât de copleșitor, încât am început să strig cât puteam de tare și fiind la bloc, 100% au auzit toți vecinii, cât am putut de tare. Există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! L-am simțit pe Dumnezeu prezent acolo în mod real și dacă n-aș fi avut experiența asta, probabil că n-aș fi crezut. Dintr-un simplu motiv, pentru că și acum mă adresez cu ăștia, la ăștia care au crescut în familii de pocăiți, pentru că am văzut și părțile negative din biserică și știu că mulți dintre voi le vedeți și le știți. Până atunci am zis așa, ce păcătos sunt eu? Dar în timpul în care Dumnezeu mă cerceta prin Duhul Sfânt, toată noaptea Duhul Sfânt mi-a adus aminte de păcatele pe care le-am făcut. Mai târziu am citit într-o carte scrisă de fericitul Augustin, se numește Confesiuni, că omul ăsta când s-a pocăit, Duhul Sfânt i-a adus aminte de păcatele făcute în copilărie. În modul cel mai real, mie Duhul Sfânt mi-a adus aminte și de împrumuturile nerambursabile din buzunarul părinților. Când pe la 4-5 dimineața am simțit o fericire și o bucurie pe care nu pot descrie în cuvinte, până în clipa aceea am trăit o disperare, disperarea omului care nu se poate salva singur. Și cu disperarea asta plângeam și mă pocăiam și spuneam lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, n-am nicio șansă să mă mântuiesc singur. Simțeam prezența lui Dumnezeu, ba aș îndrăzni să spun mai mult decât nivelul ăsta senzorial. Trăiam prin credință prezența lui Dumnezeu în numele lui Hristos acolo în camera mea, cercetat de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îmi aducea aminte de toate păcatele pe care le-am făcut și plângeam cu disperarea omului care știe că n-are nicio șansă să ajungă în rai prin forțele lui și către dimineață am simțit o bucurie, o fericire și o pace despre care mai târziu am aflat că se numește Bucuria Mântuirii. Și această bucurie a mântuirii mi-a adus un echilibru emoțional, o stare de liniște pe care nu vă pot descrie în cuvinte. Dar ceea ce pot să spun e că atunci am trăit în modul cel mai real ceea ce numim prezența lui Dumnezeu. Da? Prezența lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu teologic și teoretic e întotdeauna prezent peste tot. Dar există anumite momente și locuri în care Dumnezeu își manifestă prezența și puterea în mod special. Ei, vreau să vă spun ceva. În ciuda faptului că de multe ori pare că Dumnezeu nu-i prezent, Dumnezeu e prezent. Și despre asta vreau să vă vorbesc. În ciuda aparențelor, în ciuda faptului că de multe ori te-ai întrebat, Doamne, unde ești Tu acum? Mi-aduc aminte că prima predică pe care a trebuit să o țin la o înmormântare a fost la înmormântarea unei fete de 16 ani care a murit în mod subit, în 3 zile s-a dus, medicinești știind care-i diagnosticul, și eram la marginea gropii și emoționat cum eram, nu știam ce să spun. Eram acolo la marginea gropii și mi-am uitat toată predica. La vârsta aia, vă imaginați, eram deja, cred că, în anul 1 la Institutul Teologic din București. Lucrurile s-au mișcat rapid în viața mea. Și trebuie să vorbesc și eu ceva acolo lângă groapă. Și nu voi uita niciodată că mi-am uitat cuvintele. Când m-am ridicat în picioare, nu știu dacă am mai spus vreo 2-3 propoziții și după aceea n-am mai știut ce să spun. Dar în adâncul ființei mele, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îmi spunea, eu îmi repetam în mine, Doamne, unde ești acum? În clipa asta, părinții amândoi bolnavi de cancer, aveau un singur copil, fata asta care avea 15 sau 16 ani. Părinții amândoi erau bolnavi de cancer, la marginea gropii și la propriu și la figurat, pentru că de atunci părinții au trecut din lumea asta. Și văzând imaginea asta pe niște drumuri desfundate, la marginea lumii, la marginea țării, la marginea județului Bihor, îl întrebam pe Dumnezeu în modul cel mai lacrimogen și patetic, dacă vreți, Doamne, unde ești Tu acum? Și Dumnezeu mi-a dat un răspuns în adâncul ființei mele,
până în adâncul sufletului meu, am auzit acest răspuns în care Dumnezeu îmi spunea, eu sunt chiar aici, la această margine de sat, la această margine de lume, la această margine de groapă, pentru că mie îmi pasă de fiecare om din lumea aceasta. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, în ciuda aparențelor, Dumnezeu e cu noi. În ciuda faptului că aveți o grămadă de colegi care trăiesc în fel și fel de păcate, Dumnezeu e cu noi. În ciuda faptului că de multe ori în familia voastră nu l-a simțit pe Dumnezeu și poate părinții voștri n-au fost pentru unii dintre voi cel mai bun exemplu, Dumnezeu e cu noi, lui Dumnezeu îi pasă de noi. În ciuda faptului că ai trecut prin experiențele traumatice prin care ai trecut, vreau să spun ceva, lui Dumnezeu îi pasă de tine. În ciuda faptului că adeseori te întreb, Doamne Dumnezeule, de ce ai îngăduit în familia mea, de ce ai îngăduit în situația în care mă aflu să trec prin toate experiențele prin care am trecut, de ce mă întreb adeseori unde este prezența ta și mă uit de jur împrejurul meu și parcă nu văd și nu simt nimic, vreau să vă spun, în ciuda aparențelor, Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Vreau să mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Voi zice de trei ori că trei e cifră biblică, slăvit să fie numele Lui. Și voi zice și a patra oară să vă iau prin surprindere, slăvit să fie numele Domnului. Și știu că șapte e cifră biblică, dar de șapte ori nu zic. Aș vrea în această zi să vă prezint câteva lucruri, trei învățături simple și clare în legătură cu faptul că Dumnezeu e prezent cu noi în toate circumstanțele vieții. Din trecerea aceasta a ucenicilor prin furtună, învățăm trei lucruri. 1. Viața este imprevizibilă. Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să zâmbească, spune-i care sunt planurile tale pe următorii 5 ani. 2. Dumnezeu este stăpân. 3. Iisus ne oferă tot ce avem nevoie. Când treci prin momente grele în viață și în mod aparent Dumnezeu e departe, sunt trei adevăruri pe care le învăț de aici, din Biblie, din cele două fragmente biblice care descriu practic același eveniment din viața Mântuitorului și a ucenicilor Lui. Învățăm că viața este imprevizibilă. 2. Că Dumnezeu trebuie să rămână stăpân și 3, că în vremurile acestea grele, Iisus Hristos ne oferă tot ce avem nevoie. Nu tot ce vrem, ci tot ce avem nevoie. 1. Viața este, în modul cel mai fain, imprevizibilă. În modul cel mai neplictisitor, imprevizibilă. Ucenicii erau cu Domnul Iisus undeva pe munte, după ce Domnul își învață ucenicii și mulțimile, după ce le ține o predică, face o minune, înmulțește pâinile și peștii. Vă aduceți aminte, nu mai intrăm în detalii. Face minunea asta și oamenii uimiți de minunea Domnului Iisus vor să-L facă împărat. Cine n-ar vrea un împărat care să le dea mâncare gratis? Cine n-ar vrea un împărat care să predice cum predica Iisus? Spre deosebire de politicienii noștri care abia leagă 3-4 cuvinte, Hristos predică cu o putere atât de mare, are o putere a cuvântului atât de mare încât oamenii care vor să meargă la un moment dat să pună mâna pe El și să-L aresteze, stau, îl ascultă și zic, nu putem să punem mâna pe omul acesta că așa cum vorbește El, nu vorbește nimeni. Și în contextul acesta în care oamenii voiau să-L facă împărat, parcă și văd pe ucenici discutând cum discută oamenii ăștia când ajung la putere, fiecare ce minister să ia, parcă îl văd pe Petru gândindu-se la Ministerul Justiției, Iuda în mod evident la finanțe, fiecare cu treaba lui. Și Domnul știe ce face? Își ia ucenicii, hai că vin puțin așa spre voi, că știu că dacă mă apropiu de voi vă dau emoții, mai ales pe aia cu care sunteți învinși de puterea de gravitația Pământului. Își ia ucenicii, îi pune în corabie și îi trimite în mijlocul mării. Spune Biblia că i-a silit să urce în corabie. V-am spus, mi-ar fi plăcut ca imaginea asta să o surprindă cineva. Da? Cum e astăzi prin biserică, cum sunt prin biserici o grămadă de camere de filmat, ce n-aș fi dat să fie astăzi, să fi fost atunci cineva cu care să dea un live de acolo, să văd cum Domnul Iisus își silește, cum își obligă ucenicii să treacă marea. Acum, evenimentul ăsta, așa cum v-am spus, se desfășoară când? După ce Domnul face înmulțirea pâinilor și peștilor. Și dintr-o dată, situația se schimbă.
Aceiași ucenici care sunt cu gândul că vor deveni miniștri într-un viitor guvern condus de Mesia, Iisus din Nazaret, iar ei ucenicii vor fi miniștri, adică vor fi la butoane, vor fi la putere, dintr-o dată se văd în mijlocul unei furtuni care pornește în mod imprevizibil. Nu știu dacă ați fost atenți la citire, dar v-am spus că unul dintre cuvintele folosite acolo, cuvântul tradus de Cornilescu cu întărâtat, e exact cuvântul care descrie pe cineva care tocmai s-a trezit din somn. Câți dintre voi ați fost vreodată pe mare cu o barcă în larg sau cu vaporul? Hai să văd, mâna sus. Ați fost? Mulțumesc. Unul a făcut așa. Tu pleci sau? Acum, cei care ați fost în larg, știți un lucru. Știți că de obicei pe mare furtunile încep dintr-o dată? Mie de două ori mi s-a întâmplat. Când am fost în Australia, frații m-au dus la pescuit, nu sunt pescar mare, am ieșit și eu în larg, adică eu, nu că nu sunt pescar mare, eu nu sunt pescar deloc, în sensul în care am dat și odată cu unghița și săracul un pelican era pe acolo, n-am prins decât un pelican din greșeală. A pornit furtuna dintr-o dată, în mod neașteptat. Era un avertisment, nu știu, nu l-am băgat în seamă, cel cu care am ieșit în larg se pricepea, l-a navigat și a zis, frate, stai liniștit. Ei, în ocean, când pornește o furtună de genul ăsta, se ridică niște valuri, de ai senzația că e un bloc care dă peste tine. Să fi văzut atunci rugăciuni. Am coborât acolo, pentru că era o barcă destul de mare, am coborât sub punte, rugăciuni, Doamne, fă să ajung cumva. Și am mai fost odată undeva, tot așa, în America, frații m-au scos în larg și acolo a pornit o furtună, dar parcă în Australia a fost mai periculoasă situația. Dar de fiecare dată, vremea pe mare s-a schimbat dintr-o dată, adică în mod neașteptat, subit, fără să fi programat. Adică n-am spus, la ora 4 la amiază începe furtuna. Nici nu ne-a trecut prin minte. Chiar dacă a fost un avertisment, omul zice, băi, eu mă pricep la navigat, stai liniștit. Dar mai ales în Australia am trăit teribil momentul acesta. Ei, în viață lucrurile stau exact la fel. Lucrurile în viață se schimbă dintr-o dată, neașteptat. Un singur telefon îți poate schimba mersul vieții. Un singur telefon în urma căruia s-a aflit, de exemplu, că cineva drag s-a îmbolnăvit de cancer. Sau deodată afli că cineva din familia ta a murit. Viața e imprevizibilă și asta învățăm, că în ciuda faptului că pare că Dumnezeu nu e acolo și câteodată spui mă rog și Doamne Dumnezeule, parcă și rugăciunea mea e seacă, n-ajunge nici mai mult de 2 metri deasupra mea, în ciuda aparențelor și în ciuda faptului că pare că Dumnezeu e absent, îndemnul predicii și ideea predicii și ideea mesajului din această zi e aceeași, Dumnezeu este cu noi, chiar dacă viața se schimbă brusc. Și vreau să vă mai spun ceva. Învățăm de la ucenici că Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Am să spun încă o dată și la noi la Pentecostal, dacă nu spui ceva cu o voce dramatică, parcă spui degeaba. A trebuit să am și o voce ca Morgan Freeman, celebru actor american, ăla care apare peste tot. Aș vrea să vă spun așa. Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Mai zic o dată, Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Adică Dumnezeul care a fost cu tine când totul era fain în viața ta, e același Dumnezeu care rămâne cu tine și acum când viața parcă te copleșește. Dumnezeul care a fost cu tine când familia ta era unită, când părinții tăi erau împreună, e același Dumnezeu care rămâne acum cu tine când ți se pare că toată lumea ta s-a năruit pentru că poate părinții tăi s-au despărțit. Dumnezeul care a fost cu tine atunci când bunicul și bunica ce te-au crescut erau în viață și tu erai fericit acasă, e același Dumnezeu care rămâne cu tine și după înmormântare. Dumnezeul care a fost cu tine când erai perfect sănătos și perfect sănătoasă, e același Dumnezeu care rămâne cu tine și în ziua în care afli că ești bolnav de o boală terminală. Pentru că Dumnezeul mesei gratuite de pe munte este și Dumnezeul furtunilor. Pentru că vremea în viață se schimbă dintr-o dată. Și asta am trăit-o pe pielea mea de foarte multe ori și fiecare dintre voi cred că puteți aduce această mărturie. Nu odată s-a întâmplat ca totul să pară că e perfect în viață, să zici, băi, ce bine merge. Și dintr-o dată totul se schimbă. Am povestit asta de multe ori, mi-aduc aminte tot odată când eram în Australia, am primit vestea că bunica, am fost crescut de bunici
Și am fost în mod special apropiat de bunica. Îmi amintesc că eram în Australia când ea a avut un atac cerebral, a rămas oarbă și pe lângă asta, după aceea a intrat într-o stare de inconștiență. Medicii spuneau că nu se va mai trezi niciodată. Și eu eram în aeroportul din Melbourne, nu uit niciodată că eram cu, nu știu cum să-i zic, o bancă, o băncuță din aia din aeroport, lângă mine era un individ, era un individ, adică eu eram pe atâta loc, el era pe toată, omul era. Și eu vorbeam cu un telefon micuț, vorbeam la telefon și primez vestea asta că bunica este în stare de inconștiență, mi-au zis, n-are rost să te grăbești să ajungi acasă, că oricum doctorii spun că va muri. Mi-aduc aminte de tristețea pe care am resimțit-o, m-am gândit, Doamne, în ultimile luni de zile n-am putut să stau de vorbă cu bunica, am fost prea ocupat. Cu toate că dacă aș fi vrut să-mi găsesc timp, aș fi avut timp. Așa zicem noi la un moment dat, că suntem prea ocupați. Am urcat în avion și am avut cel mai teribil zbor din viața mea. Încă nu l-a atins, sper să nu mai ajung vreodată să trăiesc așa ceva. Din Melbourne înspre Singapore, vreo 10 ore în mod normal, sau 11, nu știu. Cred că am zburat vreo 13 din cauza furtunii. Am murit și am înviat de mai multe ori. Efectiv. La un moment dat, țin minte că mă țineam de marginile alea ale scaunului. Am ținut de scaunul ăla. Să mai salvez din greutate, țineam și eu. În fața mea, însoțitoarea de zbor, din când în când mai făcea câte o cruce. Când se întâmplă asta, să știți că e gravă treaba. Și mi-amintesc că după ce am ajuns la Singapore, de acolo, unii dintre cei care au zburat, au ales să rămână acolo, efectiv. Am zburat mai departe spre Dubai, iar vreo 12 ore. Din Dubai, zbor la Istanbul, vreo 4-5 ore. Din Istanbul la București, nu mai știu câte ore. Nu așa lung. Din București la Oradea, încă o oră. Deci după vreo 20 și ceva de ore de zbor, când efectiv îmi țineam ochii așa, cum îi văd pe unii ținând în biserică câteodată, am lăsat bagajele acasă și m-am dus direct în spital. Și când am intrat pe ușa salonului, în mod neașteptat, bunica și-a revenit. Era acolo mama și o mătușă. Și mi-amintesc că bunica era perfect lucidă, era oarbă, dar era perfect conștientă. Ea avea un dar să povestească fabulos. Imediat cum a auzit că am ajuns, m-a recunoscut după voce, zice, mă bucur că ai ajuns acasă. Și a început să povestească, ea avea darul ăsta să povestească, măi, îți mai aduci tu aminte. Și am depănat amintiri. Mi-au adus aminte de două momente extraordinare din istoria bisericii pe care le-am trăit. Unul extraordinar în sensul că am supraviețuit, că erau niște lavițe la noi în sat și am adormit în brațe la bunica și a dormit și bunica, dar și încă o soră și a picat banca cu noi. M-a lovit la cap și zice bunica, măi, n-am crezut că o să mai iasă om din tine. I-a lovit rău la cap. Și am urma, dar slavă Domnului nu se vede. Și după aia zice, dar mai aduci tu aminte când a venit la noi la adunare, nu știu cine și cum l-a descoperit Domnul și a început să... Cu ea era, știți cum, ca ciocolata belgiană, dulce amăruie. Am o plângeai, am o râdeai. După o vreme n-am mai putut. Am zis, bunică, stau așa, stăteam așa, cum vă văd pe unii dintre voi acum, fix așa. Îmi zic, nu mai pot. Mă duc acasă, dar ne vedem mâine. Și îmi zice, nu ne mai vedem în lumea asta niciodată. Și așa a fost. Eu i-am zis, sigur ne mai vedem, că eu de când mă știu, bunica zicea, no, nu mai am mult, mă duc. Știți cum erau bătrâni, aveau hainele de înmormântare pregătite, totul era pregătit. Și zice, nu, de data asta chiar mă duc, dar o să ne întâlnim în veșnicie. Mi-aduc aminte că am ieșit de acolo și ea mai trăit câteva zile, a fost conștientă doar încă puține ore, a căzut din nou în starea de inconștiență și la câteva zile a trecut din lumea asta. Viața este imprevizibilă.
Nu poți programa cum crezi tu. Știu că ești la vârsta la care zici așa, fac 3 ani de facultate, fac 2 ani de stagiatură, după aia intru acolo, după aia mă duc acolo și tot e programat. Unii v-ați programat și câți prunci o să aveți, și ce casă o să vă cumpărați, și ce mobil o să aveți în casă, și cum o să vă îmbrăcați prunci aveți în imaginația voastră. Viața este imprevizibilă. Oricât de mult ne place nouă să ne proiectăm tot felul de vise, tot felul de așteptări și de cele mai multe ori, cu cât sunt așteptările mai mari, cu atât durerile sunt mai mari. Și în ciuda faptului că în momentul ăla în care în mod neașteptat și imprevizibil viața se schimbă și trecem de pe munte în vale și trecem de la momentele alea bune în viața noastră la momentele mai rele din viața noastră, în ciuda faptului că în momentele acelea ne întrebăm, Doamne, unde ești? Și aparențele ne spun că Dumnezeu e departe. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu este cu noi. Mai zic o dată, Dumnezeu este cu noi. Chiar dacă aparent în momentele acelea Dumnezeu e departe, chiar dacă te rogi și parcă rugăciunea ta n-are niciun efect și chiar dacă sunt momente de prăbușire în modul cel mai real în tine însuți, când nu găsești puteri în tine să mergi mai departe, Dumnezeu este cu noi. Nu vă lăsați înșelați de aparențe. În al doilea rând, în momente de firul acela, Dumnezeu rămâne stăpân. Când am fost în America, am văzut că unii americani și-au pus pe mașini, că ei au obișnuința asta să pună pe mașini tot felul de chestii, să scrie tot felul de lucruri. Și pe o mașină scria, Iisus e copilot. Și am zis, bă, ăsta nu știe ce vorbește. Iisus ori e pilot, ori nu e prezent deloc. Iisus nu-i copilotul mașinii tale. El nu e ăla care stă în dreapta și spune, mă, dacă vrei să o la dreapta, ia-o la dreapta. Dacă nu, nu. Nu. Hristos ori e pilot, ori nu-i prezent deloc. Îmi place imaginea asta în care Iisus își ia ucenicii și obligă să se ducă în furtună. Haideți să vă spun ceva. Când ajungi în furtună sau ajungi la greu pentru că Dumnezeu te trimite acolo, nu există ceva care să-ți aducă liniște și pace mai mare decât să știi că ești în voia lui Dumnezeu. Dar când ești în furtună pentru că tu singur te-ai dus acolo, acolo e dureros. Când tu ți-ai încurcat viața cu alegerile tale greșite, cu păcatele tale, când ajungi să suporți consecința neascultării tale de Dumnezeu, atunci e greu. Dar vreau să vă spun ceva. Chiar dacă viața ta s-a prăbușit din cauza alegerilor tale, chiar și din furtunile pe care tu însuți le-ai ales, și de acolo, mâna lui Dumnezeu te poate salva. Mi-aduc aminte că m-am dus odată să vizitez un tânăr în spital care era bolnav de cancer la stomac din cauza consumului de droguri și din cauza situației complicate a vieții lui și care s-a pocăit, dar a murit la câteva luni. Eu l-am botezat, îl chema Marius și mi-aduc aminte că tânărul acesta s-a pocăit pentru că s-a dus un grup de tineri în biserică, din biserică să-l viziteze, s-a dus în spital, urmări să cânte, erau tineri de la noi din Bihor, s-au dus cu acordeonul și saxofonul, ceea ce nu prea e ok să mergi în spital, săracii bolnavi nu prea ok să asculte saxofoane neapărat. Și a fost tare simpatic când m-am dus la el, zice, au venit tinerii, zice, și-au cântat cu acordeonul și saxofonul, zice, și abia m-aștepta să termine cântarea, că nu eram bolnavi și cântau tare. Dar zice, la final un tânăr a venit, mi-a dat un nou testament și mi-a zis, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Citește Evanghelia după Ioan. Și cuvintele pe care mi le-a spus tânărul acesta au fost ca și cum i-ar fi dat cineva un pumn direct în plex. Dintr-o dată m-am trezit și toată săptămâna n-am făcut decât să citesc Evanghelia după Ioan. Noaptea aia n-am făcut decât să citesc Evanghelia după Ioan și abia m-am așteptat să treacă săptămâna, să vină pocăiții, să-mi vorbească din nou și să-mi spună din nou despre Iisus Hristos. După aia a început să asculte predici, după aia a hotărât să se boteze. Și după aia mi-a cerut mie să-l botez și l-am botezat. Recunosc, sunt botezat a doua oară, dar nu only Jesus, cum să ia. Ci m-am botezat cu el în sensul în care el a vrut neapărat botez prin scufundare, cu toate rigorile, că baptizo, învăța el din grecește, înseamnă scufundare. L-am luat în brațe, era slăbit de boală și m-am botezat, adică o trebuie să mă scufund odată cu el, l-am ridicat. Rar am văzut un om mai bucuros. La botezurile noastre, adeseori, văd pe mulți tineri gata să-și facă selfie și de acolo din apa botezului. Pe câte unul culegi înainte de botez, unde-i? Face poze, nu? Lăsați-l cu pozele. Parcă tot mai rar vezi tineri plângând, cercetați în modul cel mai real. L-am văzut transfigurat, transformat, parcă ar fi participat la transformarea aia la față, la schimbarea la față, când s-a ridicat din apa botezului.
plin de o bucurie venită dintr-o altă lume. De ce? Pentru că din furtuna în care s-a băgat singur, l-a scos mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă trupul lui a rămas mai departe bolnav, chiar dacă a ajuns ca trupul acesta să fie înmormântat, sufletul lui a fost salvat. Nu-i nimic care să-mi aducă mai multă liniște și pace decât să știu că sunt în voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu m-a pus în corabie și Dumnezeu mi-a zis, du-te în mijlocul furtunii, eu spun lui Dumnezeu, Doamne, mă bucur că știu că sunt în voia Ta. Și dacă Tu mă vrei în mijlocul furtunii, mă duc în mijlocul furtunii, Doamne, nu vreau să ajung din cauza neascultării mele să suport consecința neascultării mele, să ajung în spital că am fumat sau să ajung să suport tot felul de consecințe emoționale pentru că în loc să trăiesc în ascultare de Domnul, am ales eu, cum am simțit eu, cum mi-o dicta mie inima, cum mi-o spus mie sentimentele și m-am călăuzit nu după ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ci după sentimentele mele și am ascultat glasul inimii, nu glasul Duhului Sfânt și inima omului șirea și înșelătoare. Dar chiar și așa, când inima ta te duce în mijlocul furtunii și ai ajuns acolo, nu pentru că Domnul te-a pus în corabie, chiar și așa, vreau să spun ceva, în ciuda aparențelor, Dumnezeu vine la tine și acolo cu o singură condiție, să te pocăiești. Al treilea lucru, și cu asta voi încheia. Punctul 3. Iisus ne oferă tot ce avem nevoie. Sunt trei lucruri. Spune Biblia că Iisus îi vedea, El vede, El știe și El vine. El vede, El știe și El vine. Și vine chiar către final, când ucenicii nu mai sperau, la patra strajă din noapte, către dimineață, către 6 dimineață. El îți oferă tot ce ai nevoie. Hai să vă întreb ceva. Și acum fac un exercițiu de logică cu voi și apoi facem rugăciunea. Cei care ați fost, că ați ridicat mâna mulți, cei care ați ieșit în larg și ați văzut valurile și poate ați prins și voi o vreme mai nasoală, v-a trecut vreodată prin minte când vremea era să ieșiți în larg, să coborâți din corabie, eventual să faceți baie în mare? Îl avem pe Petru. Și asta mi se pare una dintre cele mai tari imagini și m-am tot rugat lui Dumnezeu să-mi dea un răspuns. Că am avut în mintea mea și în sufletul meu această întrebare. L-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce-a fost în mintea lui Petru când Petru, fiind în corabie, îl vede pe Iisus călcând în picioare. Apropo, această călcare a lui Hristos în picioare, el calcă în picioare exact lucru de care ucenicii se temeau cel mai tare. Adică el avea sub autoritate lucru acela de care ei se temeau cel mai tare, pentru că Hristos are sub autoritatea lui exact lucru de care ție este cel mai tare frică în viață și moartea îi este supusă, slăvit să fie numele Lui. Și când îl vede Petru, Petru îi zice, Doamne, dacă ești Tu, dacă ceea ce văd eu nu e o fantomă, nu e o arătare, nu e o aparență, atunci poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Vă aduceți aminte? Dacă da, ziceți un amin. Vă aduceți aminte, nu? Nu, v-ați gândit ce a fost în mintea lui Petru? Băi, eu când am fost acolo și când a bătut vântul ăla puternic și când valurile erau mari, nici nu mi-a trecut prin minte să ies din corabie. Dimpotrivă, m-am dus și m-am coborât undeva să nu mai văd furtuna, să nu mai văd valurile, nu mi-ar fi trecut prin minte să mă duc undeva în afara corabiei sau în afara bărcii în care eram eu. Și m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat următorul răspuns. Motivul pentru care Petru, după o noapte întreagă de luptă cu furtuna și valurile, îi cere Domnului Iisus să îl cheme la el, e următorul. Petru știa că cel mai bine în viață e să fii cât mai aproape de Iisus. Poate vă mai aduceți aminte de cântarea aia, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de greu ar fi de cazul meu, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Știu că să cânt la înmormântări, cu toate că nu văd neapărat legătura, pentru că nu trebuie să mor să fiu aproape de Domnul. Unii cred că e suficient să moară să ajung aproape de Domnul. Nu, dimpotrivă, pentru unii va semna exact opusul. Dar când Petru vede pe Domnul, zice, Doamne, dacă într-adevăr ce văd eu nu e rodul iluziei mele, nu e o aparență, nu e o fantomă, dacă într-adevăr ești Tu,
poruncește-mi să vin la tine, pentru că prefer să fiu împreună cu tine în mijlocul furtunii decât să stau singur în corabia aceasta. Pentru mine cel mai important este să fiu cât mai aproape de tine. Ascultă-mă, în viața asta cel mai important lucru nu e să ai cea mai tare diplomă, nici cea mai tare casă, nici cea mai aparent reușită viață, ci să fii cât mai aproape de Dumnezeu. Și Petru înțeles asta, de-aia îi spune: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Nu știu cât de aproape te simți de Dumnezeu. Nu știu cât de aproape L-ai simțit pe Dumnezeu în ultima vreme, dar în ciuda aparențelor, Dumnezeu e prezent aici. Dați-mi voie să spun cum spunea marele preot când intra în templu: Iahve Shama, Dumnezeu e aici. Poate n-ați auzit bine, o să mai spun încă o dată: Iahve Shama, Dumnezeu e aici. Mai zic o dată: Iahve Shama, Dumnezeu e aici. În ciuda aparențelor, în ciuda faptului că de multe ori ne gândim că e doar un simplu program, în ciuda faptului că de multe ori ne gândim că rostim o simplă rugăciune, în ciuda faptului că de multe ori ne gândim că Dumnezeu e în cerul Lui cu îngerii Lui, iar noi suntem aici în această vale a plângerii cu o grămadă de dureri și de probleme, în ciuda faptului că de multe ori ni se pare că Dumnezeu e departe, iar noi suntem în lumea asta sub blestemul păcatului și a suferinței și a morții, în ciuda aparențelor, Dumnezeu e cu noi. Când trecem prin valea umbrei morții, Dumnezeu e aici. E la o distanță de un cuvânt: Doamne, Doamne. E la o distanță de o lacrimă. E suficient în această dupămasă, în adâncul ființei tale, să-i spui: Doamne, dacă într-adevăr ești aici, cheamă-mă la Tine. Vreau să fiu cât mai aproape de Tine. Când ultima dată, dragul meu tânăr, te-ai pus pe genunchi, ai simțit prezența lui Dumnezeu în mod copleșitor și nu ai avut doar un exercițiu emoțional? Când ultima dată, venind la biserică, ai simțit că Dumnezeu îți vorbește în mod personal și nu a fost doar o predică la care să stai să zici: bă, o zis la ceva? Când ultima dată, în timpul unei cântări, cât de frumoase sau cât mai, nu știu, cât de noi sau de vechi, ai simțit că Dumnezeu e atât de prezent încât ai fost așa de copleșit încât ai început să plângi? Când ultima dată ai putut să spui cu toată siguranța: Dumnezeul meu este viu, pentru că Dumnezeul acesta s-a atins de mine, pentru că Dumnezeul acesta m-a cercetat, pentru că am trăit prin credință prezența acestui Dumnezeu? Sau Dumnezeu e pentru tine doar o vorbă frumoasă spusă de părinții tăi sau de bunicii tăi? Sau Dumnezeu e pentru tine doar un concept abstract? Sau Dumnezeu e pentru tine doar o simplă poveste? Sau e ceva frumos despre care se vorbește la biserică? Când ultima dată i-ai spus lui Dumnezeu în modul cel mai real: Abba, adică tăticul meu din ceruri? Știi că Domnul Iisus, când își învață ucenicii, când îi învață cum să se roage, știți cum le spune? Când vă rugați, cum să ziceți? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, așa? Cum zicem în rugăciunea Tatăl nostru? Tăticul nostru care ești în ceruri. Abba e un diminutiv. Eu am avut o revoluție și cu asta o să închei. Când mi-am înregistrat rugăciunile, mi-am pus telefonul, știu că toți aveți telefonul, și mi-am înregistrat rugăciunile și când m-am ascultat am zis: Doamne, mă bucur că nu mi-a ascult rugăciunile astea. Când am venit la biserică, m-am pus pe genunchi și am zis: în seara asta, și era dimineață. După aia mi-am zis: mă, dar ce i-am predicat lui Dumnezeu, i-am dat și versete din Biblie, de parcă Dumnezeu nu le-ar ști. Și Domnul Iisus, când își învață ucenicii cum să se roage, le spune: vorbiți cu El ca și cum ați vorbi cu tăticul vostru din ceruri. Dacă i-aș fi spus lui tata, dacă vorbeam cu tata cum vorbesc cu Dumnezeu și i-aș fi spus: o, tată, tu care ai făcut casa asta în anul 2000, în localitatea Sfânt Andrei, județul Bihor, ce ar fi zis tata? Tu ce-i spui lui Dumnezeu? Vii la Dumnezeu cu atitudinea aia formală: Dumnezeu e o ființă îndepărtată? Sau Dumnezeu e Tatăl tău în modul cel mai real? Și dacă Dumnezeu nu e Tatăl tău și încă n-ai fost adoptat prin credința în Iisus Hristos, în această zi El poate turna în tine, cum zice Biblia, Duhul Lui cel Sfânt, care te face să-L poți numi pe El Abba, care te face să strigi: Abba, adică tăticul meu din ceruri. Pentru că noi n-am primit un duh de frică, ci unul de înfiere, ca să putem să-L numim pe Dumnezeu, Creatorul Universului, tăticul nostru din ceruri. Poți vorbi cu Dumnezeu când ești bucuros, să-I spui bucuriile tale, când ești trist, să-I spui tristețile tale, când ești la pământ, spune Biblia că cel neprihănit de va cădea de 7 ori, se va ridica iarăși, să-I spui frustrările tale, să-I spui falimentul tău și să-I spui: Doamne, din țărână, de acolo, din pulberea pământului, Te rog să mă ridici. Dumnezeu poate face asta cu tine.